Când știi că ești retrogradat, cam suferi, nu mai prea ai cum să motivezi jucătoarele și ele sunt cu gândurile la alte echipe sau ce vor face în viitor. Din păcate a fost un campionat foarte greu, atipic, nemai întâlnit, cu cheltuieli foarte mari. Noi la Cluj am respectat măsurile COVID în vară și am fost corecți, din păcate am greșit și când ești corect greșești. Alte echipe au jucat meciuri de pregătire, aproape un campionat, un tur de campionat. Noi am jucat un singur meci de pregătire până am început campionatul, cu un lot nou, apoi a venit și COVID-ul, n-am avut primele patru etape pe Roza, n-am avut jucătoare importante, nu putem vorbi de o competiție desfășurată într-un mod normal și ar fi trebuit să se ține cont de acest lucru, pentru că și clubul a făcut eforturi să respecte competiția, iar din păcate nu vreau ca federația să salveze Clujul, dar vreau să țină cont că nu s-a jucat în totalitate pe teren meciurile, având în vedere dificultățile echipelor. Așa, vreau să-l felicit pe doamna antrenor Florentin Pera pentru noua provocare. Demonstrează că și românii pot să aibă ceva de spus în străinătate. Din păcate, campionatul nostru e plin de străini. Nu știu, nu e nevoie de Cluj care promovează jucătoare tinere românce, nu e nevoie de Galați care au 600 de junioare la echipă, nu mai pot să înțelege nimic. Am ratat startul, apoi în retur am avut partida cu Mioveni importantă, vreau să le mulțumesc arbitrelor că au contribuit la retrogradarea asta și ele, cel puțin 5% au contribuit, rezultatele erau altfel dacă câștigam partida cu Mioveni, care a fost o vicere de rezultat, s-au dat goluri din 6 pași, și observatorii sau nu știu cine au notat că au arbitrat bine. Dacă asta înseamnă bine, îmi pare rău. Trebuie să reconstruim echipa.
E important să ne dorim cu toții promovarea din primul an, să avem un plan bine definit. Sper să rămână câteva jucătoare de aici, caracterele se văd la greu. Și dar împreună cu suporterii cred că putem readuce echipa în primul an din Liga 2 înapoi. E trist, și alte echipe mai mari au mers în Liga 2 și au revenit înapoi mai puternice. Poate că e mai bine într-un fel să ajungi să pornești de sus cu emulație, deși știu că lumea e supărată că vom retrograda pe bună dreptate, dar nu le pot reproșa nimic jucătoarelor, au dat tot ce au mai bun și la urma urmei am obținut victorii frumoase, am câștigat cu Brăila, am câștigat cu Bistrița, am bătut Craiova, am făcut egal cu CSM București, cu cel mai mic buget din ligă. Iar acest lucru cred că demonstrează că Clujul merita în prima ligă, în ciuda clasamentului care a fost din cauza COVID-ului. Era un meci extraordinar de greu, am dat tot ce am putut, am luptat până la ultimul minut și dorim să mergem tot așa. Se contează și oboseala, deoarece am avut foarte multe meciuri, dar mergem înainte. Un meci în care echipele, cred eu că nu mai sunt foarte motivate. Cred că această competiție nu-și mai atinge scopul. Marea majoritate a jucătorilor sunt cu gândul la vacanță. Desigur că noi am făcut o primă repriză foarte bună. Am intrat la pauză cu un avantaj liniștitor de 9 goluri. De asemenea, a fost un meci în care scorul mi-a dat posibilitatea să ofer tuturor jucătoarelor minute de joc. Jucătoarele tinere, care au intrat pe parcursul jocului, chiar au avut, să zic așa, decizii bune în joc. Mă bucur că au progresat, că au crescut. Au venit multe jucătoare care le-am promovat de la Centrul Olimpic și consider că vor avea viitor. Sunt 5 jucătoare care și astăzi au fost până în 23 de ani, care de la meci la meci arată că ne putem baza din ce în ce mai mult pe ele și sper să aibă o evoluție cât mai bună în viitor. Îmi pare rău de Universitatea Cluj. Universitatea Cluj este un nume în sportul românesc, este o echipă care are o tradiție foarte mare, un centru important dispare cel puțin pentru un an de pe prima scenă a handbalului românesc. Am fost antrenor la Cluj, îmi pare rău sincer de Cluj, îmi pare rău că a ajuns în situația asta, însă din punctul meu de vedere a fost o competiție ușor nedreaptă pentru multe echipe, atât în partea de jos a clasamentului cât și în partea de sus. Cred eu că în condiții normale de etape, Clujul nu ar fi fost o echipă care ar fi meritat să retrogradeze. A arătat în foarte multe meciuri că are potențial mare. Să nu uităm că a făcut un rezultat de egalitate cu CSM București, a reușit să învingă echipe cu pretenții la cupele europene, echipe importante ale campionatului și cred eu că prin asta a demonstrat că nu este o echipă care merită să retrogradeze. Însă, având în vedere că a fost un an așa cum a fost cu această pandemie și cu toate problemele, au avut de suferit, la fel cum și noi, de altfel. Cred eu că pe nedrept suntem pe locul 3. Am pierdut un meci la început de campionat care a contat mult în economia campionatului. Am jucat în doar 8 jucătoare senioare. A trebuit să jucăm un turneu de 4 meciuri în 8 jucătoare. De asemenea, am avut foarte multe probleme cu COVID-ul, accidentări și prin aceste probleme cred eu că nu a fost realitatea ceea ce au arătat multe alte echipe. Și Craiova, ați văzut, a făcut o surpriză cu CSM București și cred eu că în condiții normale nu cred că ar fi ajuns în situația asta. A fost un an atipic pentru toată lumea, un an de tranziție, un an nou pentru toate echipele. Important este să încheiem după etapa de mâine cu toții sănătoși, să avem jucătoarele sănătoase, pentru că pe final de campionat și cu acest sistem de desfășurare, cu turnee, pe acest fond de oboseală și fizică și mentală pot apărea și accidentări. Doresc tuturor jucătoarelor să termine sănătoase și să intrăm cu bine în vacanță. Felicit Clujul că
și în jocul de astăzi, chiar dacă noi am intrat la pauză cu un avantaj destul de mare, ele nu au cedat și s-au luptat până în final. Și asta arată că este o echipă care se respectă și le urez să revină într-un an de zile pe prima scenă a handbalului românesc. Ne bucurăm de meciurile care ne-au rămas să le jucăm, pentru că unele fete vor pleca din vara aceasta și vrem să ne bucurăm de ultimele clipe împreună. Mai avem un meci, sperăm să terminăm totul cu bine. Preferăm să ne focusăm pentru cât a mai rămas și apoi liber.